oamenilor după toate aceste superlative este sarcina mea să reduc puțin discuția la realitatea acestei cărți. În primul rând, ați aflat ceva despre geneza acestei cărți. Țin să subliniez că n-a fost intenția mea să scriu o carte a neagră a României, a istoriei românești recente. Pe de o altă parte, cred că această carte, cel puțin la sfârșit, și acest element a fost deja evocat, cuprinde un mesaj, după părerea mea și după acest model de evaluare care a fost deja prezentată, care cuprinde un mesaj destul de pozitiv. Poate o puțină desamăgire, o mică desamăgire pentru istoric, care are, bineînțeles, o predilecție pentru trecutul, dar ceea ce contează în momentul de față, în anul centenarului, nu este istorie, ci prezentul. În al doilea rând, țin să subliniez că ceea ce am scris în această carte se bazează pe muncă colegilor mei români în ultimii 30 de ani. Multe interpretări pe care le găsiți în această carte nu sunt ale mele, sunt ale colegilor mei din România. A fost deja discutat faptul că uneori se ascultă mai lesne unei voci care vine din afară. Asta nu este un specific românesc, asta se întâmplă pricuvinte și dacă scrieți și dacă un american publică o carte despre istoria austriacă, elvețiană, este mult mai ascultat decât cei mai buni specialiști de elvețiențe austriești. Asta e un fenomen destul de normal și cred că trebuie să ținem seama de această dinamică mediată. Și acum aș vrea să încerc să mă străduiesc cel puțin, să dau un răspuns la întrebarea domnului Lician. Bineînțeles, răspunsul cel mai ușor ar fi că istoricul nu este un profet sau, dacă este profet, e un profet foarte prost. Totuși, fiindcă am încercat să dau un răspuns la această întrebare în ultima treime a acestei cărți, sunt obligat, sunt silit să dezvolt această idee. Am plecat, punctul meu de plecare intelectual și teoretic a fost foarte simplu. Istoricii se interesează pentru continuitate și discontinuitate. Asta este o grilă de lectură foarte tradițională și, bineînțeles, dacă un istoric este invitat să facă un bilanț a unui secol, unui leac de istorie, este prima întrebare pe care o pune. Și pentru mine rezultatul a fost destul de uimitor, că fiind un specialist a perioadei interbelice, iau deja la început că nu este vorba de o perioadă de aur. Dar rezultatul pur și simplu a fost la întrebare și pentru mine a fost foarte important să-mi conturez și poziția. Pentru că poate știți că în dezbaterile despre istorie, despre trecutul, din păcate, istoricii nu sunt obișnuiți să dea cititorului sau publicului mai larg o definiție foarte clară a poziției lor. Pentru mine a fost un punct de plecare elementar și un cred că și o datorie în ceea ce privește sinceritatea intelectuală. Și dacă aplicați acest sistem care spune că valori democratice, un stat de drept, instituții de stat puternice și funcționale, este sistemul normativ, trebuie să spunem că ceea ce ați creat, ceea ce ați trăit dumneavoastră în ultimii 30 de ani, este probabil cu toate greutățile
perioadei de tranziție, care a fost o perioadă care a produs și o imigrație de masă și suferință socială și politică. A fost totuși și știu că asta este probabil o observație foarte provocatoare, cea mai bună perioadă în ultimii 100 de ani. Și acum străduiesc să explic de ce. Pentru prima dată în istoria României, statului român, în ultimii 30 de ani, s-a creat o justiție care nu este o justiție de clasă, nici o justiție a unei boierimi care trăia departe de majoritatea populației. Nu, avem de a face cu o justiție profesionistă. Bineînțeles, în momentul de față, în plină criză constituțională, asta ar părea să fie observație prea optimistă. Dar cum au reacționat procurorii, adică acești oameni care trăiesc aceste valori în ultimele zile? Au făcut dovadă unui curaj extraordinar. Și curajul civic nu are o tradiție foarte mare în societatea românească. Asta este ceva care s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani. Cartea mea, o repet, nu este o carte a neagră a societății și a istoriei românești. Pentru că este o carte care prezintă și eroi. Eroii mei nu sunt personaje tipice, conducători politici și așa mai departe, nu este Ștefan cel Mare, nici Mihai Viteazu, că sunt de pildă cei care în decembrie 89, sunt cei care în timpul mineriadelor au făcut dovadă de un curaj extraordinar despre după o jumătate de viață, dictatură lungă comunistă. Și cred că cei care, într-adevăr, în ultimii 30 de ani au contribuit la nașterea unui spirit civic, sunt eroi ai centenarului. Și e evident de ce cultura de memoria și amintirea de stat în momentul de față nu are niciun interes să slavească această tradiție, pentru că este cea mai mare amenințare pentru o întoarcere a acestei țări într-un trecut destul de întuneric. Iarăși, este o carte care, desigur, oferă cititorului care nu este obișnuit să urmărească rezultatele istoriografiei românești critice din ultimii 30 de ani, momente dureroase. Dar pe de o altă parte, cred că ceea ce am încercat să explic la început este o carte care a fost scrisă cu mare simpatie și cu mare respect pentru toți cei care au ieșit în stradă și vă amintesc, sunt lucrurile pe care le cunoașteți probabil prea bine și nu le puneți pe aceea într-un context mai larg. Când a avut loc cea mai mare demonstrație în istoria recentă a României? Fost în anul trecut. Și ce este elementul caracteristic acestor manifestații? Este pur și simplu faptul că acești oameni au ieșit voluntar și musiliți. N-au fost aplicați de un regim, n-a fost ca în regimul comunist, ci nici în perioade interbelică oamenii și existau manifestări și demonstrații organizate de partide care se aflau la guvern. Nu, pentru prima dată în istoria României, sute de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a apăra nu un curent naționalist sau ortodoxist, dar valorile europene și aceste valori care uneori și în centrul Europei sunt prea ușor uitate. Asta este, cel puțin a fost o încercare să răspund la întrebarea dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you.